Și în această zi a Domnului, cei ce iubesc mântuirea Domnului să spună fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin. Suntem în dimineața aceasta sănătoși la casa Domnului și casa aceasta este o casă de rugăciune a Domnului, deci suntem pe proprietatea lui Dumnezeu. Totodată Scriptura spune că tot pământul cu ce este pe el este a Domnului. Și casa și noi suntem pe proprietatea lui Dumnezeu, de aceea trebuie să fim foarte atenți cum umblăm, cum vorbim, cum trăim pe pământul acesta, că ne vede Dumnezeu. Și ziua aceasta, zi de sărbătoare, este o zi sub privirile lui Dumnezeu. Aseară, stând de vorbă cu fratele Petru Brezovan, îl invitam să vină după amiază cu mine și zicea, nu pot, dar vino tu dimineață la noi. Mulțumesc fraților păstori, echipei de lucru de aici, fratelui Pavelon, fratelui Brezovan, fratelui Moise Țif, care de atâtea ori îmi spuneau, sau în mod special frate Nelu îmi spunea, zice, frate Gigi, când vii prin țară, ești binevenit și invitat la Făget. Domnul să-i binecuvânteze pe ei, pe dumneavoastră și împreună cu toții să formăm Biserica Domnului care ne vom întâlni cu El în slavă. Din partea Bisericii din Torino, salutul nostru este scurt, Maranata, Domnul nostru vine. Să fim gata pentru aceea zi. Ziua aceasta este o zi în care ne-am gândit că vom putea sta la masa Domnului și poate unii care nu pot să stea la această sărbătoare se mai gândesc, voi prinde luna viitoare. Dar ziua venirii Domnului este o dată, o singură dată și a doua oară, dacă mai așteaptă cineva ceva, nu mai este o altă venire. De aceea să ne ajute Domnul să fim gata pentru ziua întâlnirii cu El. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare cea mai importantă după botezul în apă, în Biserica Domnului. Nu știu cât de mult v-ați pregătit dumneavoastră pentru sărbătoarea aceasta, cât de mult ați stat înaintea Domnului. Mi-aduc aminte că bătrânii noștri, părinții noștri, care unii mai sunt în viață, alții nu mai sunt, ne spuneau, măi copii, când e vorba de cina Domnului, mai postiți și voi, începeți și voi cu câte o zi, două, trei, pregătiți-vă pentru ziua aceasta. Acum eu nu știu dacă se mai păstrează în vremurile acestea, tinerii dacă mai păstrează, bătrânii dacă o mai fac așa ceva, dar adu-ți aminte cum ai primit, ține și pocăiește-te, Doamne ajută-ne! Cuvântul care a fost citit ne vorbește despre un moment în care Apostolul Pavel vorbește bisericii din Corint și eu cred că și bisericii din Făget. Nu știu dacă și dumneavoastră credeți la fel, însă Scriptura vorbește sufletelor noastre în dimineața aceasta și spune că despre această cină Pavel a fost învățat de la Domnul să facem lucrul acesta, spune versetul 24, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 25, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori beți din el, pentru că ori de câte ori din mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Noi suntem într-o zi de sărbătoare în care vestim moartea Domnului, vestim că El a murit pe Golgota, pe cruce, pentru mine și pentru dumneatale. Vestim moartea Domnului Iisus Hristos care a venit pe pământul acesta să aducă mântuire în dar și fără plată, salvare tuturor celor ce cred în El. Dumnezeu să ne mărească credința. Dar în continuare spune Apostolul Pavel și doresc să recitesc versetul 27. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Este o zi în care vom sta să mâncăm din trupul Domnului, să bem din sângele Domnului și foarte important este dacă suntem noi vrednici sau nu suntem vrednici. Mi-aduc aminte că într-o împrejurare și poate chiar am mai spus odată la dumneavoastră aici, dar o repet, trecând printr-o familie duminica dimineața, am văzut acolo, ne la locul lor, niște boabe de fasole pe un obiect deasupra. Zic, soră, totul e în regulă în casa dumneatale, dar boabele astea de fasole ce stau aici? Nu le arunca, frate, nu le arunca, vroiam să le iau, să le arunc avară. De ce, soră? Păi eu azi e cina și când e cina, eu trag în boabele alea, dau cu ele să văd, să iau cina, să nu iau. Nu așa se ia cina Domnului. Nu așa se ia cina Domnului. Nu descrie Scriptura să văd în miasă un verset de da sau nu să iau cina Domnului sau să nu iau. Nu așa se ia cina Domnului. Nu vin aici îndoielnic, o iau, nu iau, să văd cum o să mă simt. Noi nu trăim prin simțire, trăim prin credință.
Și cel neprihănit va trăi prin credință, spune Scriptura. Și iată ce spune încă o dată, recitesc, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, suntem noi vrednici? Avem noi vreo vrednicie? Care e situația în ziua aceasta? Putem sta la masa Domnului? Nu putem sta la masa Domnului. Trupul Domnului, sângele Domnului este sfânt. Apocalipsa ne vorbește că în cerul se spune sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Mărire Lui! Astăzi aș vrea să ne aducem aminte. A fost o vreme în viața noastră în care am privit spre Domnul. El și-a arătat dragostea față de noi. Ne-a strâns la pieptul Lui cu drag. Am încheiat un legământ cu El prin apa botezului. El, Domnul, a depus o mărturie pentru noi, botezându-ne cu Duhul Sfânt. Și astfel am devenit copii ai Domnului. Și ca niște copii ai Domnului, astăzi venim la masă, nu datorită că noi am fost cineva, ci datorită că prin numele Domnului Iisus Hristos suntem copiii Lui, venim la masă cu El în calitate de copii. Și de aceea, dragii mei, ca niște copii, venim astăzi să stăm la masă cu Tatăl nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Care tată își scoate copiii afară să spună tu nu ești vrednic să stai cu mine la masă? Care mamă scoate copilul afară să spună tu nu ești vrednic să stai cu mine la masă? Ieși afară! Cu drag îi primim la masă, cu drag li se așează mâncarea pe masă, cu drag servim masa împreună. Și așa face Domnul și El este aici în dimineața aceasta și vrea să prânze, să stea la cină cu noi. Domnul spunea într-o prejurare ucenicilor, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Ați dorit mult să stați la masă astăzi cu Domnul? Trecând de la punctul acesta al vredniciei, spune mai departe versetul 28. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, nu cerceteți pe fratele Petru. Nu cercetez pe fratele Marin, fiecare în dreptul lui. Și spune mai departe Scriptura și fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta în urma cercetării. S-a scurs săptămâna trecută, ne-am cercetat? S-a scurs o săptămână de când am fost, s-a făcut anunț, mă gândesc că frații și aici anunță, urmează cina Domnului. Sau dacă vreți, se știe că prima duminică din lună e cina Domnului, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Săptămâna scursă s-a făcut vreo cercetare? Apostolul Pavel ne învață să ne cercetăm fiecare pe noi înșine, fiecare în dreptul lui. Cercetarea poți să o faci, dragul meu, începând de luni până sâmbătă, până duminică dimineața. Tot ai ocazia să te cercetezi în lumina Scripturii. Dar iată ce spune mai departe și citesc cuvântul Domnului. Și așa să mănânce din pâinea aceasta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. V-ați gândit vreodată ce o însemna o sânda lui însuși? Știți ce înseamnă să mănânci din trupul Domnului fără să te cercetezi? Să bei din sângele Domnului fără să te cercetezi? Atenție! Aici repet ce spune Scriptura. Cine mănâncă și bea și mănâncă și bea, și mănâncă, cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Ce înseamnă de fapt o sândă? Un om judecat, un om condamnat, un om care poartă sentința pe umerii lui și trebuie executată. Haideți, dragii mei, să mergem în Scriptură la primii oameni. Primii oameni care au stat la prima cină de taină sau împărtășire cu trupul și sângele Domnului. În Evanghelia după Matei noi găsim scrise următoarele cuvinte la capitolul 26, să ne aducem aminte de fapt despre cei 12 ucenici care au stat pentru prima dată la această sărbătoare. Să privim spre ei și să privim spre noi. Dacă până acum nu ne-am cercetat, dacă o săptămână întreagă nu ne-a păsat, doar voi lua duminică cina să mă vadă frații, să mă vadă părinții sau nu o să iau că nu pot să o iau, astăzi este ultimul moment în ziua, în dimineața aceasta, înainte de a se începe această lucrare, încă o dată să ne cercetăm. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos, când stătea cu ucenicii la masă, sărbătorea Paștele, citesc ce spune Scriptura în versetul 21 din Matei 26. Pe când mâncau El a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult
Și au început să zică unul după altul, dacă vreți, au început să se cerceteze unul după altul. Nu cumva sunt eu, Doamne? Ei, ultimul moment al cercetării este chiar acum. Este chiar în momentul de față. Până vine vremea să-mi tinzi mâna să iei bucățica, ai ocazia să te mai cercetezi încă o dată. Dacă ai făcut o săptămână scursă, slăvit să fie Domnul. Dacă o mai faci încă o dată, slăvit să fie Domnul. Iar dacă n-ai făcut-o, ai ocazia în momentul de față. Hai să vedem, dragii mei, aici cel puțin trei categorii de oameni și într-una sigur vei fi și dumneatale, să nu mergem prea departe, care au stat la masa Domnului. În primul rând citim că 12 ucenici au stat la masă cu Domnul Iisus. Câteva cuvinte despre ei, ca să ținem minte aspectul acesta, în Matei spune cuvântul Domnului următoarele cuvinte despre cei 12 ucenici. În capitolul 10, apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat porunci să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Îi cheamă pe cei 12, investește această putere în ei și îi trimite în lucrare. Și spune mai departe în versetul 7, și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Păi asta facem și noi și dumneavoastră în fiecare zi. Spunem oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu. Mai departe, versetul 8, vindecau pe bolnavi, înviau pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară draci, fără plată ați primit, fără plată să dați. Astea erau cuvintele Domnului Iisus pentru cei 12 ucenici. Și între cei 12 era și Iuda. Și el a participat la învierea morților, și el a propovăduit Evanghelia, și el a scos dracii, și el a fost acela care s-a rugat pentru bolnavi și bolnavii s-au tămăduit. Făceau parte doi câte doi din echipe de misiune. Dar i-au zis ce se întâmplă, vine și el la cina Domnului. Ce se întâmplă însă înainte de cina Domnului? Dacă te-ai cercetat, bine ai făcut. Dacă nu, cercetează-te astăzi, nu cumva. Ești ca Iuda în poziția aceasta? Citim în Matei capitolul 26, după ce bătrânii și preoții cei mai de seamă s-au sfătuit să-l omoare pe Domnul, în versetul 14 spune, atunci unul din cei 12 numit Iuda Iscariotianu s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Era omul care iubea banul, Iuda. Cu toate că a fost în misiune, cu toate că a făcut minuni și semne, cu toate că a fost un propovăduitor a împărăției cerurilor, el mai avea și menirea să ține punga aceea. Și ca unul care iubea banul, băga deseori mâna în pungă, ne-o spune Scriptura, nu mai citim. Și atât că de data aceasta așa de mult iubește banul, încât înainte de a veni la cina Domnului, el se duce și face un pact cu preoții cei mai de seamă și cu bătrânii, și îl vinde pe Domnul Iisus Hristos, păcătuiește cu alte cuvinte, datorită plăcerii lui de bani, dorinței de avere, dorind lăcomiei care era în inima lui. Iuda păcătuiește, dar nu vine să se mărturisească. El vine direct la cină. Și când toți încep să se cerceteze înaintea Domnului, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, vine și rândul lui Iuda. La cercetare, azi e ziua cercetării dumneatale înaintea Domnului. Și zice Iuda, nu cumva sunt eu. Și citim ce spune cuvântul Domnului. Versetul 25. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Tu ești Iuda. Tu ești pentru că tu iubești banii, pentru că tu iubești lumea, pentru că tu iubești ce-și lacom de avere. Tu ești Iuda care ai păcătuit ieri. Tu ești Iuda care nu te-ai oprit din păcat. Vii acum să mănânci la masa Domnului și mâine vrei să-ți continui păcatul, să trăiești în păcat. Acesta era Iuda, pentru că spune cuvântul Domnului, versetul 16, din clipa aceea Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Iuda căuta momentul, chiar dacă a fost la cină, el se gândea mai departe, trebuie să-l vând, trebuie să-l dau în mâinile lor, trebuie să-mi împlinesc toată intenția, toată lucrarea, fraților și surorilor. Fraților și surorilor, ce păcat ai făcut ieri și vrei să-l continui mâine?
Ce fără de lege ai făcut ieri? Ce ți-a iubit inima atâta de mult săptămâna trecută și vrei să continui și ziua de mâine și poi mâine și săptămânile următoare? Fără să-ți mărturisești păcatul, vii la cina Domnului. Poți să iei cina Domnului ca și Iuda, dar vei cădea ca și Iuda sub osânda despre care vorbea Pavel bisericii din Corint. Pentru că Iuda a fost omul care a făptuit păcat înainte de cină, a făptuit păcat că a luat cina și a făptuit păcat mai departe după ce a luat cina. Omul care trăiește regulat în păcat, omul care nu renunță la păcat, omul care viața lui este plină de păcat și plata păcatului este moartea. Păziți-vă de acest lucru! Ești ca Iuda? Ești ca Iuda? Mă împac cu sora, mă împac cu fratele, dar trece cina după aceea, i-arăt eu. Dacă până ieri ai vorbit de rău, dacă până ieri ai bajocorit, dacă până ieri ai trăit în viață imorală, în păcate de curvie sau de prea curvie, te oprești că cina, vai, de o lună, de un an, nu mai iau cina, am să o fac și după aceea îmi continui viața mea mai departe. Așa a făcut și Iuda, a continuat să trăiască mai departe, dar nu pentru mult timp. Nu poți trăi în păcat veșnic, nu poți să ne cinstești trupul Domnului și sângele Domnului, pentru că vei cădea sub osândă. Fiți dar atenți ce se întâmplă cu Iuda. Aduceți-vă aminte ce spune Scripturile. Evanghelia după Ioan la capitolul 13 ne este relatată faptul cum Domnul Iisus Hristos sărbătorește cina Domnului cu ucenicii și în versetul 27 spune cuvântul Domnului următoarele. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Atenție! Omul care trăiește în păcat, omul care chiar dacă ai fost un bun cântăreț, chiar dacă ai fost în misiune, chiar dacă s-au făcut vindecări prin tine, dacă nu te oprești din bârfă și din bajocoră, dintr-o viață imorală, din a arăta cu degetul, de a judeca pe unul și pe altul, de a defăima, de a fi plin de mânie, de a spune prostule sau nebunule, de a te uita după femeile altora, dacă nu te oprești și vii la cina Domnului și mănânci din trupul Domnului și bei din sângele Domnului, vei păți ca Iuda. Ne este exemplu. Prima echipă de oameni care au stat la cina Domnului ne rămâne nouă exemplu acum în secolul 21. Iuda trăiește în păcat, predomină păcatul în viața lui, vrea să-și continue viața în păcat pentru că găsea plăcere în lucrurile acelea. Iuda are parte de un lucru deosebit. Nu doresc nimănui să se întâmple. Când a luat cina, în loc să capete viață veșnică, în loc să capete har de la Dumnezeu, a intrat satana în el. Știți ce s-a întâmplat mai departe? Citim în cuvântul Domnului, tot aici în Evanghelia după Matei, spune Scripturile la capitolul 27 următoarele. Atunci, versetul 3, atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit, dar până atunci nu ți-ai dat seama că păcătuiești. Până acum nu ți-ai dat seama că ai o viață plină de păcat, plină de fără de lege, plină de murdărie, plină de necurăție. Și citim ce spune mai departe, am păcătuit, așa spune Iuda. A dat înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și a zis, am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, au răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de sa. Recitim ceea ce am citit la început în cartea Domnului la 1 Corinteni și spune aici versetul 29, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. A făcut Iuda vreo diferență între trupul Domnului, între sângele Domnului și viața lui care a trăit-o pe pământul acesta? Și a mâncat și a băut o sânda lui însuși și a venit moartea peste el. Ba pe deasupra noi citim în Scriptură ce se întâmplă lui Iuda, cuvinte care mă gândesc că dumneavoastră nu le-ați uitat, dar le recitim în cartea Domnului în Faptele 1, spune cuvântul Domnului următoarele în versetul 17. El era din numărul nostru și era părtaș al aceeași slujbe, așa era Iuda. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele.
Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut că de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Lucrul acesta ar trebui să fie foarte obișnuit în mintea fiecăruia, cunoscut în mintea fiecăruia. Oricine nu deosebește trupul și sângele Domnului cade sub o sândă. Și avem exemplu real pe Iuda, primul care a luat cina Domnului cu echipa de ceilalți 11 și faptul că a călcat în picioare sângele Domnului, trupul Domnului, n-a făcut nicio deosebire, o sândă a venit peste el. Ești Iuda? Dacă astăzi ai ajuns să trăiești, nu uita, e datorită îndurării lui Dumnezeu, e datorită bunătății lui Dumnezeu, căci El nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă să se întoarcă la El. De aceea aduceți-vă aminte ce spune omul lui Dumnezeu Isaia, căutați pe Domnul, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Prin harul lui încă și-a arătat bunătatea față de noi în dimineața aceasta, că și-a noit-o. Îndurările lui n-au ajuns la capăt și astăzi vrea să-ți corectezi viața, să nu fii în ceata celor lui Iuda, să cazi sub o sândă. Greu lucru e să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Nu uitați, Dumnezeu este foc mistuitor. Amin. O altă categorie de oameni care au stat la cina Domnului. Acesta a fost un om. N-aș vrea să fie niciunul printre dumneavoastră aici. Niciunul să nu fie, nici să nu vă treacă prin gând să faceți astfel de probe. Domnul să ne păzească. O altă categorie, un alt om, acela renumit care oricând era gata să-L slujească pe Domnul, să meargă cu Domnul până la moarte, care atunci când a auzit că Domnul Iisus va trebui să moară și apoi să fie dat în mâinile în mâinile oamenilor și apoi să moară, l-a luat deoparte pe Domnul și i-a zis să te ferească, Domnul, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus îi spune, înapoi a mea, Satano, nu știi de ce duh ești călăuzit. Omul acela era, zice stare, Petru. Petru a fost și el unul din ceilalți 12, care a mers și el în misiune ca și Iuda. A înviat și el morți, a propovăduit Evanghelia, a tămăduit bolnavi, a scos draci. În misiune, în slujbă a fost și Petru. Stă și la masa Domnului Petru. Și ne vorbește Scriptura că și Petru a fost și la spălarea picioarelor. Și la început el spune, Doamne, nu se cade, Tu nu vei spăla mie picioarele. Nu, Petre, că dacă nu te spăl eu, păi dacă e așa, Doamne, spală-mă tot. Ei, omul acesta stă la masa Domnului, stă la cina Domnului, cum am venit noi astăzi să stăm la masa Domnului. Dar se întâmplă un lucru. După ce Domnul Iisus Hristos a fost prins și dus la curtea marelui preot, Petru îl urmează de departe. Intră în curtea marelui preot și rețineți, vă rog, ce se întâmplă. După cină. După cină urmează ceva în viața fiecăruia. Urmează să ne trăim viața în fiecare, viața cotidiană, în fiecare zi. Te-ai gândit ce vei face după cină? Acum îl lăsăm deoparte pe Iuda, am înțeles ce înseamnă să cadă sub o sânda Domnului un om. Acum vorbim despre omul acesta, Petru, care și el a fost parte la prima cină. Omul acesta a fost găsit, dragii mei, nevinovat în ce privește vânzarea. Nu, el nu l-a vândut pe Domnul, el a ascultat de Domnul, a fost mustrat de Domnul, a acceptat mustrarea Domnului. Dumneavoastră m-ai acceptat? Îndemnul și mustrarea sunt, zice stare, calea vieții și de ea avem nevoie. Ei, calea aceasta vieții pe noi de multe ori ne îndeamnă, ne mustră, pentru că ne iubește, slăvit să fie Domnul. Petru, omul lui Dumnezeu, a stat la cină, nu el l-a vândut, a stat la spălarea picioarelor și a făcut-o cu drag. Unii nu mai fac, el a făcut-o și pe asta. Dar în momentul în care ajunge acolo în curtea marelui preot împreună printre aprozii care erau acolo, s-a întâmplat un lucru. Vedează ce se întâmplă în viața dumneatale de astăzi încolo după ce ieși afară. Suntem chemați să veghem, Domnul să ne ajute, că după cină nu înseamnă că am ajuns deja în rai. După cine înseamnă că trebuie să luptăm mai departe, să mergem din biruință în biruință, din putere în putere, până înaintea Domnului, mărire Lui. Și spune cuvântul Domnului versetul 69 din Matei 26, Petru însă ședea afară în curte, o slujnică a venit la el și a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul.
și tu ești pocăit, și tu ești pocăită la școală sau în societate unde lucrezi, o, nu, 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 eu merg numai așa, din când în când, urc și eu la cor, știi că mămica se ține după mine, că altfel nu m-aș duce. Și tu erai cu Iisus Galileanu, ce ai de gând să faci de astăzi în continuare? Ce vrei să faci? Cum vrei să răspunzi? Cum vrei să te arăți societății în care trăiești? Ca și un copil al Domnului care îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos sau nu? Pavel Petru spune așa, dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să zici, nu știu. Tu erai cu Iisus Galileanu, erai duminică la biserică, o, Doamne, nu știu ce vrei să zici, dar te-am văzut bătând toba, bateria acolo, nu știu ce vrei să zici, nu! Atenție! După cina Domnului vin momente din acestea de încercare, de luptă. Și spune cuvântul Domnului în continuare, Petru pleacă de acolo. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. Și o să te arate omul cu degetul, o să te arate alții cu degetul. Uite, și el merge la adunare, și el e penticostal, și el e pocăit sau pocăită. Ce faci atunci? Pentru că dumneata ai stat la masa Domnului. Ai făcut parte până acum din echipa de misiune în stânga și în dreapta, ca și ucenicii. Și spune cuvântul Domnului, el s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Fraților și surorilor, totdeauna am recunoscut că suntem copiii lui Dumnezeu în orice împrejurare? Nu cumva a fost momente în care ne-a fost rușine să se spună, da, sunt copilul Domnului? N-a fost cumva în viața ta ca și în viața lui Petru după cină să te ascunzi, să eviți, să nu spui că și tu ești pocăit? Și ai acceptat în paharul de Coca-Cola să ți se pună și alcool, ca aveți, Doamne, să vadă toți că tu ești ca și ei? Fraților și surorilor, nu vă jucați cu mântuirea și cu viața cea veșnică, ca să nu cădeți sub osânda Domnului, ca să nu cădeți în mâna diavolului. Petru, mai departe spune Scriptura despre el, peste puțin cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială, că și tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Fac doar o paranteză aici. Vorba noastră ne dă de gol în societate că suntem copiii Domnului, că umblăm cu Domnul pe pământul acesta, trăirea noastră vorbește că suntem fiii celui prea înalt și închidem paranteza. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând, nu cunosc pe omul acesta, fraților și surorilor, până acolo coboară omul care ia cina pentru prima dată. Coboară până acolo încât să spună, nu-l cunosc pe omul acesta. Și începe să se blasteme, ca să arate că are același fel de vorbire cu lumea. Și spunem nebunule, și spunem prostule, și dăm pe oameni la cel rău, și dăm pe oameni pe mâna bajocoritorilor, și înjurăm și blestemăm. Și ce se întâmplă, fraților și surorilor? Opriți-vă! Atunci el a început să blesteme și să jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Fraților și surorilor, aș vrea ca, chiar dacă nu-i mai cocoșul ala aici, să cânte cocoșul pentru fiecare astăzi. În conștiința lui să se reaudă din nou vocea Domnului. Pentru că cocoșul n-a făcut mare treabă decât a cântat. Dar în mintea lui Petru, în inima lui Petru, în conștiința lui Petru, spune cuvântul Domnului, Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. Fraților și surorilor, vă mai aduceți aminte de vorbele Domnului Iisus? Vă mai aduceți aminte de cuvântul Domnului Iisus Hristos? Vă mai aduceți aminte de făgăduințele Domnului Iisus Hristos? Noi trăim într-o vreme în care oamenii vorbesc de toate și de orice, numai din cuvântul Domnului nu mai vorbesc. Și se întâlnesc cu oamenii pe stradă sau unde se întâlnesc prin casele lor și vorbesc adesea unul cu altul, spune Maliahi. Și vorbesc despre orice, numai despre cuvântul Domnului nu.
Dar s-au mai întâlnit și alții care au început să vorbească unul cu altul și hai să citim ce spune acolo omul lui Dumnezeu Maleahi. Aici în care categorie ne integrăm noi? Spune cuvântul Domnului Maleahi, capitolul 3, următoarele. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc. Și cinstesc, vă rog, rețineți numele Lui. Te tem de Domnul? Te tem de Domnul? Ai înaintea ochilor dumneatale frica de Domnul? Noi trăim într-o vreme în care se strigă de la învoane, oh, frica de Domnul e cu totul altceva. Noi nu trebuie să ne temem de Dumnezeu ca un Dumnezeu care lovește cu bâta sau care dă cu fulgere sau care nu știu ce, ba da. Noi trebuie să ne temem de Dumnezeu. Amin, frate, bine ai zis, așa să fie. Citim în cartea Domnului, în Exodul, capitolul 20. Și cine vrea să pună la inimă cuvântul Domnului, și așa cum Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, să ne aducem și noi aminte. Noi nu predicăm, nu vorbim aici în stil psihiatric, psiholog. Noi vorbim cuvântul Domnului așa cum este scris. N-am venit să spunem nici bancuri, nici povești, nici să vă fac să râdeți, ci dorința mea este ca împreună cu dumneavoastră și slujitorii de aici să ajungem în împărăția cerurilor. Doamne ajută-ne! Ca să ajungem acolo pe pământul acesta, stăm la această sărbătoare și ca să mâncăm într-un chip după voia lui Dumnezeu, să nu cădem sub o sândă, este nevoie să-L cunoaștem pe Domnul și puterea învierii Lui și părtășia la suferințele Lui, ca să ajungem cu orice chip la învierea sau cea dintâi înviere a celor morți. Doamne, fă-ne parte de ea! Citim Exodul 20, versetul 20. Moise a zis poporului, nu vă spăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și vă rog atenție, și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Ce spune omului Dumnezeu Moise? Izraele, Izraele din Făget! Înaintea ochilor tăi trebuie să ai totdeauna frica de Domnul. Așa să ne ajute Domnul. Și acolo unde este frica de Domnul, când doi se întâlnesc, 5 sau 10, vorbesc unul cu altul și o carte de aducere aminte se scriu pentru ei care cinstesc numele Domnului, trăind o viață de frică de Domnul și în smerenie. Doamne, ajută-ne și nouă! Ei, Petru și-aduce aminte de cuvântul Domnului. Petru, omul acesta, și-aduce aminte că Domnul i-a spus, te vei lepăda de mine, ești viteaz, ești tare, ești mare, vei spune, merg în Oltenia, merg în misiuni transculturale, fac semne și minuni, omule, stai un pic, oprește-te! Mergi numai acolo unde te trimite Domnul și Duhul Său cel Sfânt. În vremuri ca acestea, Biserica Domnului, mai mult ca oricând, are nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt în trăire, în umblare și în acțiune. Dumnezeu să ne-o dăruiască din plin. Petru a fost omul care a misionat, a fost omul care a făcut semne și minuni, a fost omul care a stat la cină, dar după cină, de 3 ori la rând se leapădă de Domnul și la final blastemă, jură și spune, nu-l cunosc pe omul acesta. Dar în conștiința lui, cuvântul semănat a început să roadă, a început să-l macine, a început să-și aducă aminte de cuvântul Domnului. Frate și soră, e vremea să privim în cuvântul Domnului. E vremea să ne îndreptăm privirea în cuvântul Domnului și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știți ce a făcut el? Citim următoarea ce s-a întâmplat. Și a ieșit afară. Și a plâns cu amar. Fratele meu și soră în Domnul Iisus Hristos, de la ultima cină de luna trecută până acum, ai căzut ca Petru? Ai o șansă înaintea Domnului. Plângeți cu amar păcatul. Plângeți cu amar fără de legea. Mărturisește-ți înaintea Domnului starea păcătoasă în care ai căzut, căci Dumnezeu este plin de bunătate, numele Lui să fie binecuvântat. A fost un moment în care Apostolul Petru, după ce Domnul Iisus Hristos a fost depus ca jertfă pe calvar și a murit pe cruce și apoi a fost îngropat, a fost un moment în care Scriptura ne spune că a avut loc învierea Domnului Iisus Hristos și în Evanghelia după Ioan noi citim câteva cuvinte în ultimul capitol din Ioan,
că Petru împreună cu ceilalți ucenici iasă la pescuit. Spune cuvântul Domnului și citesc Ioan 21, versetul 3. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei, vă rog rețineți. Chiar dacă ai ajuns într-o fază ca lui Petru, chiar dacă odată, de două ori, de trei ori ai căzut, ai păcătuit, nu te depărta de ucenicii Domnului, nu te separa de ucenicii Domnului. Sau cum spune Apostolul Pavel, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. E adevărat, Petru a păcătuit. Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului și aceasta nu l-a determinat să fugă de ucenici, ci a rămas împreună cu ei. Chiar dacă ai căzut într-un păcat, nu știu cât de grav, dar nu uita un lucru, fă ce a făcut și Petru, rămâi cu biserica, rămâi cu ucenicii, rămâi aici împreună cu ei, pentru că de fapt aici se întâmplă niște lucruri. Acolo unde sunt ucenicii Domnului, le adunați la oaltă, se întâmplă ceva și dacă ești singur, nu vei avea parte de ceva acela. Aduceți-vă aminte despre Toma, numit de oameni necredinciosul. Când Domnul se arată ucenicilor, Toma nu era de față, dar nu s-a dus să-l caute pe Toma. Nu, nu, a venit Toma și i-au spus ucenicii, a înviat Domnul. Dacă nu-l văd, nu cred. Și a venit și ziua când din nou Domnul a venit unde? În mijlocul ucenicilor. Și a zis, Toma, adă degetul aici, pune-l aici și dincoace. Și Toma strigă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Unde s-a întâlnit Toma cu Domnul? Acolo singur, izolat? Împreună în casa unde erau adunați toți ucenicii, acolo Domnul coboară, slăvit să fie Domnul. Aici, dacă vreți, în casa aceasta, unde ucenicii se adună la legătură frățească, la părtășie frățească și în unitate cu Duhul, prin Duhul cu Domnul, aici Domnul coboară, aici Domnul îl strigă pe Toma, aici Domnul stă de vorbă cu Petru și citim. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și o veți găsi. A aruncat-o, deși nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Surprinzător! Petru, care așa de bine se cunoștea cu Domnul, Petru, care de atâtea ori a stat în intimitate cu Domnul, a fost pe muntele schimbării la față tot cu Domnul, nu-l cunoaște pe Domnul. Este un semnal de alarmă. Omul care păcătuiește, care cade, aude cuvântul, dar nu-l mai cunoaște pe Domnul. Îl vede acolo pe țărm, dar nu-l mai cunoaște pe Domnul. Frate și soră, căderea în păcat pune între tine și Dumnezeu un zid de despărțire. Spune Scriptura, păcatul este un zid de despărțire și Petru nu-l cunoaște pe Domnul. Petru nu-l vede pe Domnul, nu-i cunoaște glasul Domnului. Nu degeaba a spus psalmistul și haideți să citim ce spune Psalmul 89, următoarele cuvinte, începând cu versetul 15. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. În vremea aceasta sunt multe trâmbițe, dar ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, el, poporul acela, se bucură neîncetat în numele tău, se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră, slăvit să fie Domnul! Cine-i care ne ridică? Cine-i care-i tăria noastră? Cine-i care ne întărește pe noi? Este Domnul, de aceea ferice de omul și poporul care cunoaște glasul trâmbiței. Numele Domnului să fie binecuvântat. Petru nu cunoaște glasul trâmbiței. Aude un sunet, dar nu cunoaște. Privește, dar nu cunoaște. Dar cine cunoaște? Știți cine a cunoscut că este Domnul? Ucenicul iubirii despre care Scriptura ne spune și teologii spun că numele lui era Ioan. Ioan acesta este a treia categorie de persoane care au stat la masa Domnului și care sunt și printre noi astăzi. Dacă este prima categorie, este și a doua ca lui Petru, dar este și a treia fericită ca lui Ioan. Și Ioan este omul acela care îl cunoaște și Petre, ce-i? Ăsta-i Domnul! Aleluia. Și când aude Petru că este Domnul, vă rog rețineți, căzut în păcat, cu mustrări de conștiință, cu lacrimi pe obraz,
acceptă ce îi spune ucenicul de lângă el, că este Domnul, nu spune eu nu cred. Este Domnul, da. Când a auzit Petru că este Domnul, ascultați ce spune cuvântul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins. Păi cum? Cum de era Petru gol? Pentru că păcatul te dezbracă. Pentru că aduceți-vă aminte, unde ești, se striga odată omului din grădina Edenului. M-am ascuns aici pentru că mi-a fost frică că sunt gol. Dar cine ți-a zis că ești gol? Cine l-a dezgolit pe Adam? Cine l-a dezgolit pe Petru? Cine te dezgolește pe tine astăzi? Păcatul. De aceea nu păcătuiți. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Așa să ne ajute Domnul. Petru se ridică. Se îmbracă, se încinge pentru că este în prezența Domnului, îl recunoaște pe Domnul. În momentul în care recunoști pe Domnul, El te ridică, te întărește, îți dă aceea putere, energie ca din nou să te ridici în picioare, plin de râvnă pentru Domnul. Încălțămintea aceasta astăzi la cina Domnului o mai purtăm? Încălțămintea aceasta pentru zilele care ne stau în față o mai avem? Să fim plini de râvnă pentru Domnul, plini de râvnă pentru casa Domnului. Nu spune Scriptura, râvna casei tale mă mănâncă pe mine, o Doamne de ne-ar mânca pe toți. Petru se ridică de jos, sare în picioare dintr-o dată, pentru că acum înțelege când Ioan îi spune, mai ăla-i Domnul, dacă-i Domnul, simplul fapt că este Domnul. Recitesc doar ce spune aici Scriptura. Iisus a zis lui Ioan, atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Nu i-a zis, vezi că Iisus, rețineți vă rog, nu i-a zis, vezi că e Hristosul, nu așa. Aud de atâtea ori oameni care se roagă până și în bisericile pentecostale, Tată, te-am rugat toate numele lui Iisus. De ce? Nu spune Scriptura tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta. Să faceți în, ziceți tare, în numele Domnului Iisus. Atunci, dumneatale, de ce te rogi în numele lui Iisus? Cine e Iisus pentru tine? Nu-i fratele Pătru, nu-i fratele Marin sau fratele Ionică. Nu, nu, El este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă El este Domn în viața ta, niciodată nu o să-ți fie rușine să spui, m-am rugat în numele Domnului Iisus. Metoda demonică este să-L scoatem pe Domnul din viața noastră și să ne limităm numai la un Iisus. Nu, să nu fie cu supărare pentru nimeni, dar Biblia ce ne învață este sfânt și Biblia ne învață să ne rugăm în numele Domnului Iisus, să facem fapte în numele Domnului Iisus, să fim alături de cei căzuți în numele Domnului Iisus și orice facem, orice, să o facem în numele Domnului Iisus. Doamne ajută-ne! Și omul acesta, ucenicul iubirii, când îi spune lui Petru, nu îi spune Iisus. Băi, Petre, uite-l pe Iisus. Nu, nu! Petre, este Domnul! Slăvit să fie numele! Dacă vreți, este Domnul domnilor, regele regilor, împăratul slavei, Domnul oștirilor, binecuvântat să fie numele, și orice inimă și orice genunchi să se închine înaintea lui, căci merită toată lauda, toată slava, toată cinstea, toată gloria, pentru că El pentru mine a făcut ceva. Și un poet de cântare spune următoarele cuvinte, ai murit pe cruce, Doamne, pentru al meu amar păcat, pentru viața de ocară să mă faci nevinovat. Vin la jertfa ta, Iisuse, cu păcatul meu cel greu și te rog cu lacrimare, Doamne, azi dă-ne iertare! Aleluia! N-ai nevoie de iertarea Domnului? Petru are nevoie de iertarea, nu a lui Iisus, de iertarea Domnului. Are nevoie de bunătatea Domnului, are nevoie de îndurarea Domnului, are nevoie de harul Domnului. Și Domnul își arată față de el harul, numele lui să fie slăvit. Petru, când aude, spune cuvântul Domnului că se aruncă în mare. Sunt sigur, deși Scriptura spune, nu, sunt sigur, nu spune Scriptura, dar sunt sigur că n-a luat-o în direcția opusă să înnoate în partea cealaltă a mării. Sunt sigur că a notat spre Domnul Iisus Hristos. Și apoi spune cuvântul Domnului câteva lucruri care s-au întâmplat și pe care aș dori să le citesc cu ajutorul Domnului. Spune versetul următor, versetul 8. Ceilalți ucenici au vedit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești.
pentru că nu era departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratii cu cărbuni peste pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară, deci nu era în partea opusă, era lângă Domnul. Simon Petru s-a suit în corăbioară, a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-au rupt mreaja. Versetul 12. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, că știa că este Domnul. Astăzi suntem la această masă, la această cină cea de taină și suntem chemați la această cină, că aici este Domnul. Și cine are nevoie de Domnul, în El găsește viață, în El găsește iertare de păcate, în El găsește mântuire, în El găsește tămăduire sufletească și trupească, că Cel este Domn în cer și pe pământ, toată puterea a fost acordată, numele Lui să fie binecuvântat. Spune cuvântul Domnului că Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat-o, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Aceasta s-a întâmplat cu ucenicul Petru, care după cină a păcătuit. Vegheați ca să nu cădeți în ispită. Vegheați ca să nu păcătuiți. Repede trecem la o a treia categorie de oameni care au fost la cina Domnului și luăm ca exemplu pe Ioan sau ucenicul iubirii. Bărbatul acesta a fost și el în misiune. A fost și el plecat cu ceilalți să vestească Evanghelia, să facă semne și minuni. A venit la cina Domnului și a fost omul, unicul despre care spune Scriptura că și-a pus capul pe pieptul Domnului. Ce har măreț! Dumneatale, n-ai vrea să stai în brațele Domnului? N-ai vrea să-ți pui capul pe pieptul Domnului? Unde-i cea mai mare siguranță și garanția vieții decât în mâna sfântă a Domnului Iisus Hristos? În timp ce toți ceilalți ucenici, unii l-au trădat, alții s-au omorât și alții au fugit, Iuda se spânzură, Petru îl trădează, se leapădă de Domnul, ceilalți ucenici se împrăștie, pe Golgota un ucenic stă prezent acolo. Și citim în cartea Domnului cuvintele care sunt scrise despre evenimentul acesta în Ioan capitolul 19, versetul 25 în continuare. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul care îl iubea, Iisus a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău, frate și soră. Săptămâna aceasta, luna aceasta, ai stat lângă Domnul Iisus? Iată-l pe omul care stă la cină, Ioan. El stă la cină, el face misiune, el face semne și minuni. El zice și el, Doamne, nu cumva sunt eu, se cercetează înainte de cină. În ultimul moment el se cercetează, Doamne, nu cumva sunt eu. O fi pus eu capul pe pieptul tău, m-ai fi ținut la sânul tău, dar nu cumva sunt eu, nu tu ești. Merge mai departe, Ioan rămâne statornic, merge după Domnul Iisus Hristos pas cu pas până la Golgota, statornicie, el nu se desparte de Domnul Iisus, nici de dragul banilor, nici de frica omului, nici de dragul plăcerilor trecătoare, el este statornic, omul statornic pe urmele Domnului. Și atunci când Domnul Iisus Hristos era răstignit, Ioan era cu celelalte femei care erau acolo. Grupul acela, bisericuța aceea mică, dacă vreți, era cu Ioan acolo. El nu-l abandonează pe Domnul deloc. El nu se dă nici în stânga, nici în dreapta. Și Ioan are parte de un lucru deosebit. Aduceți-vă aminte că Domnul vorbește și ne spune prin Ioel și apoi prin apostolul Petru că în zilele din urmă, lăsând tinerii deoparte, cei bătrâni vor avea vise de la Domnul, bineînțeles. Ei, dragii mei, Ioan este omul care stă lângă Domnul toate, constant, permanent. Când ajunge bătrân, are parte de un har, de împlinirea profeției lui Ioel și repetarea cuvintelor rostite de Petru. În zilele din urmă, bătrânii vor avea visuri. Ioan, când a avut el acele revelații despre Apocalipsa? Când a avut 30 de ani sau când a avut 90?
Ziceți dumneavoastră, care citiți scripturile, Ioan în insula Patmos, un moș bătrân, nu știu cum o fi arătat ca să-l descriu, dar la bătrânețele sale Dumnezeu deschide cerul pentru un astfel de om. Din tinerețe constant în misiune, el nu fură bani. Din tinerețe constant în misiune, el nu-și vinde viața pentru plăcerile trecătoare. Constant atunci când Domnul moare pe cruce, el nu se leapătă de Domnul. Constant atunci când Domnul se înalță la cer, el rămâne învățăturilor Domnului Iisus Hristos și le păzește cu credincioșie, propovăduindu-le și altora. La un astfel de om, la bătrânețele sale, Domnul îi deschide cerul și îi arată lucruri care le putem citi în Apocalipsa și care au rămas taină și nici nu sunt toate scrise în Apocalipsa. De ce? Pentru că a stat la cină, a rămas credincios Domnului, l-a slujit pe Domnul și a rămas lângă Domnul în permanență, slăvit să fie numele Domnului. În ceea ce privește pe Petru, am spus câteva cuvinte, dar după ce au mâncat peștele, spune cuvântul Domnului Iisus, revenind la Petru, după ce a prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Paște, mielușeii mei. Iisus a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Paște, oițele mele. A treia oară, i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că Domnul știe trecutul tău? Știa Domnul că s-a lepădat Petru de el. Dar știi că Domnul știe și viitorul tău? Petru spune, Doamne, Tu toate le știi, știai că am să mă lepăd de Tine. În momentul în care Petru recunoaște atotputernicia lui Dumnezeu, că El știe totul, cunoaște totul, trecut, prezent și viitor, și asta aș vrea să înțelegem și noi astăzi la cina Domnului, Domnul ne cunoaște trecutul, ne cunoaște prezentul, ne cunoaște și viitorul. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta ca și Petru. Doamne, Tu toate le știi. Să ne ajute Domnul să înțelegem și noi lucrul acesta. Un lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl mai remarcăm aici, este că atunci când se apropie prima dată de Petru, spune, Simone, tu mă iubești? Îi pune o întrebare foarte delicată și spune așa, o recitesc, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vă rog, priviți în sală, aproximativ 180 de persoane, să spunem 200, nu știu exact, n-am numărat exact, 120 și ceva, 130 jos, dincoace să mai fie câțiva, 180, poftim, 200 de oameni. Nu-i fratele Petru, Petru e aici. Petru, mă iubești mai mult decât aceștia? Tu iubești mai mult decât aceștia pe Domnul Iisus? Aș vrea să dau o ilustrată ca să fiu înțeles mai bine, sau ca dorința mea este să înțelegem mai bine. Fiecare dintre noi îl iubim pe Domnul Iisus Hristos ca unitate de măsură un kilogram. Asta e iubirea mea și a fiecăruia. Fiind 200 de oameni, sunt 200 de kilograme de iubire față de Domnul Iisus Hristos. Și Domnul îi spune lui Petru, Petre, tu mă iubești mai mult decât aceștia, mai mult de 200 de kilograme pe mine, decât ăștia toți mă iubesc pe mine. Tu iubești mai mult de 200 de kilograme persoana mea. Și Petru, știi ce îi răspunde? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Înseamnă că fiecare dintre noi care îl iubim pe Domnul, trebuie să-L iubim de 200 și un kilogram pe Domnul, cel puțin atâta. Și știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă un munte al iubirii, unde cel rău nu mai are acces, ci numai Domnul iubirii, Părintele Ceresc, Dumnezeu care este dragoste, slăvit să fie numele Lui. De aceea fie ca dragostea Lui să fie înflăcărată, înmulțită în inimile noastre, ca să fim fii ai Tatălui, oameni ai iubirii. Să ne ajute Domnul Iisus. Dragii mei, în care categorie din aceste trei persoane suntem integrați noi? Unul este Iuda și ceata lui. A doilea este Petru și ceata lui. A treilea este Ioan și ceata lui. Din care categorie ai vrea să fie astăzi la masa Domnului? Pentru că Scriptura spune așa,
că cine mănâncă din trupul Domnului și bea din sângele Domnului are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, a spus Domnul Iisus. Doamne, dă-ne viața veșnică! Ne-am cercetat oare astăzi? Dacă săptămâna trecută nu v-ați cercetat astăzi în lumina Scripturilor, până frații nu vor începe să ceară binecuvântarea și să meargă să-mi servească poporul cu trupul și sângele Domnului, mai cercetează-te odată, mai verifică-ți odată viața, ca să nu cazi sub osânda Domnului. Și dacă ai păcătuit, fă ce a făcut și Petru, plânge cu amar, rămâi cu ucenicii și când ți se spune Domnul e aici, ia și înainte, căci El te așteaptă și te iubește, slăvit să fie Domnul! Iar de ești în categoria celor ca Ioan, nu uita un lucru, rămâi statornic la picioarele Domnului Iisus Hristos. El a înălțat între cer și pământ, jos la picioare, era Ioan, semn al smereniei, umblați smeriți cu Dumnezeu și în ascultare de El pe pământul acesta și El va binecuvânta prezentul și viitorul nostru pe pământul acesta, scurte viața, dar veșnicia vom avea parte să o petrecem cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a Lui să fie slava, acum și în veci. Amin.